Pentru pompierii mehedințeni, viața are prioritate călăuziți de harul sărbătorilor de iarnă. Acțiunile de donare de sânge continuă. Prin acest demers s-a dorit redarea speranței acelor persoane care încearcă să depășească toate piedicile pentru a ieși învingătoare din lupta pentru viață. Totodată, acțiunea e menită să devină un eco pentru toți cetățenii, iar aceștia să conștientizeze faptul că prin simpla prezență la centrele zonale de transfuzie au șansa nu numai de a-i salva pe ceilalți, dar și de a-și proteja propria viață, donarea de sânge fiind benefică atât pentru primitor cât și pentru donator. Prin gestul lor, cu sprijinul centrului de transfuzie sanguină mehedin salvatorii își doresc să aducă zâmbetul pe chipul acelor persoane pentru care bucuria sărbătorilor de iarnă este umbrită de neputință și suferință, oferindu-le speranță și tărie pentru a învinge în această luptă din care trebuie să iasă mai puternici.